haideți să inaugurăm acest orășel al copiilor aici, în localitatea Cumpăna, și nu putem să inaugurăm fără cine? Doamna primar! Hai, ia uite că a urcat doamna primar, aplauze, să o întâmplinăm cu aplauze în mijlocul nostru. Aplauzele vor fi pentru acești copii minunați, pentru că primăria și Consiliul Local Cumpăna, la ei s-a gândit prima dată, pentru ei, pentru a se bucura aici acasă la noi de tot ce înseamnă un mini orășel al copiilor. Dar până atunci, copii, haideți să facem lumină, să cerem să fie lumină și numărăm pentru a fi aprinse luminițele. 1, 2! La mulți ani spunem tuturor copiilor, copiilor comunei Cumpăna care au venit până la această oră la deschidere. Vă simțiți copil? Exact asta simt. Când îi aud pe acești copilași plini de entuziasm, de bucurie, sincer, mi-a fost teamă pentru faptul că nu ești pregătit pentru un asemenea orășel așa cum se așteaptă la nivel de municipiu, de oraș. Însă bucuria din sufletul copiilor te face să uiți acel lux, acea dotare super și doar să trăiești. Să trăiești sentimentul, sentimentul Crăciunului, sentimentul moșului Nicolae, de fapt. I-ați văzut pe toți cum așteaptă să se bucure, să se joace în acel carusel, în acele mașinuțe, sau să-i vedeți să prindă în jurul bradului sau să spună colinde deja în fața scenei nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. E un început, în toate e un început. Tocmai de aceea primăria și Consiliul Local Cumpăna a avut această inițiativă, a adoptat această hotărâre și noi poate chiar în această lună vom îmbogăți tot ce înseamnă dotarea acestui spațiu dedicat copiilor, orășelului copiilor 2019 la Cumpăna. Și sincer, dacă pui suflet în ceea ce faci, reușești și fără bani mulți. Sunt idolul acela, știți cine este? L-am închis acolo pe Grinch pentru că vrea să ne fure Crăciunul. Nu o să-i dăm drumul de acolo pentru că nu vrem să ne fure Crăciunul, nu-i așa? Se pare. Foarte frumos. Foarte. Câți ani are prechindelul? Un an jumate. Înseamnă că e prima oară când... Am mai fost la ziua recoltei și am mai fost un carusel și e ok. E curajos? Foarte. Câți ani are? În 2 ani jumate. Nu s-a mai dat niciodată? Nu. E frică. Și nu o încurajat? Nu o încurajez, nu vrei să cum vrea. Cum mi se pare orașul? Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte bine. A făcut doamna primar ceva foarte frumos pentru comuna asta, pentru copii, pentru... E curajos. Foarte curajos. E prima oară când îl aduceți? E prima oară când se desfășoară acest târg. Este foarte frumos, îi mulțumim doamnei primar. Ne bucurăm, copiii sunt foarte bucuroși, mai ales cei de la grădiniță. La mulți ani, Cumpăna! La mulți ani, spunem moșului Nicolae și îl așteptăm, strigăm într-un glas cu toții, îl așteptăm pe Moș Crăciun, acolo în sanie să-l așezăm, sau pe jilțul acela, de lângă scena nașterii Domnului Iisus. Așa că surprizele vor fi pentru voi, dragii noștri.